Că deci, unii spun că ești un cadavru politic, de exemplu, deja. Probabil că sunt, dar uite încă umblu. Uite încă umblu. Alții spun că nu, că au încredere în tine și că tu vei mai face. În politică never say never, ca și în viață, în general. Ambele variante sunt posibile. Exact. Și să fi murit politic și să nu-mi dau seama, să nici mai umblu așa. Nu știi ce urmează, dar ce vrei. Păi nu prea știe nimeni. Aș vrea să scot din ce am făcut până acum în politică, aș vrea să scot partea care mi s-a părut mie pozitivă și bună. Adică, de-aia e tot zic un startup party. Că și în zona de business, sigur, o să o iei să-ți iei o rafinărie, să privatizezi o fabrică de mașini, să nu știu. Sau poți să ai să zici, domnule, uite, asta e partea care mi-a plăcut mie. Sigur, este mult mai mică, nu o să mai fie PSD-ul ăla cu 70.000 de oameni pe stadion. Dar dacă vrei, e și un lux pe care mi-l permit. După ce am făcut 15 ani politică în cel mai mare partid de România și după ce am văzut destule lucruri pe plan internațional, să zic, domnule, uite, vreau și eu să fac politică. Încă mai am destule idei. Încă mai e și priză, că știi cum e, și ca și în televiziune. Degeaba crezi că ești tu foarte bun, dar dacă nu se uită nimeni la tine, înseamnă că nu e cazul. Dar încă se pare că mai există oameni care să susțină. Și să fac doar ceea ce îmi place. Adică să nu mai stau toată ziua să... N-am voie să zic că asta, că se supără oamenii. Dar de la nivelul unui partid mic, cum poți să faci politică pentru oameni? Adică dincolo de să de susții ce? Tu principiile și să spui, de ce? Păi concret, pentru deci partidul că... ăsta va fi un partid mic, nu? Bineînțeles, inițial. Bineînțeles. Da, probabil și pe termen lung va fi, cu, nu va fi PSD-ul nu se poate alia din start, da? De ce? Pe dreapta iar nu poate avea aliați, pentru că nu se revendică drept un partid de dreapta. Ideea este că eu cred, după acești ani, că într-adevăr povestea ideologică cu socialism, social-democrație, conservator și este depășită de situația noastră ca societate. Nu cred neapărat că au murit ideologiile, dar cred că sunt mult mai puțin importante. Cred că există mare diferență între a face politică doar ca să vorbești și politica de a pune în practică ceva. Și că la un moment dat oamenii devin foarte pragmatici și spun, doamne, vreau și eu să văd cine știe să guverneze. Știi, totdeauna am zis că e mult mai ușor să câștigi alegeri sau să faci politică decât să guvernezi. Știi, la un moment dat am fost la un congres ăsta european al social-democraților și toți se plângeau acolo că nu știu ce le face dreapta, că nu pot să... Și eu am zis, știți, eu o să câștig alegerile, știu cum. Zic, nu știu ce fac după. Deci, nu asta mă sperie, cum să le câștig. Mă sperie, sau mai bine să mă îngrijora cum să facem. Așa încât, cred că există niște lucruri pe care, apropo de economie, întotdeauna am învățat chestia asta. Economia nu merge după politică. Politica merge după economie. Degeaba spui tu, de mâine triplăm salariile la toți și vom face PIB-ul de 7 ori și nu vrea PIB-ul să se facă salariile. Poți să le faci și după aia rămâi fără bani. În schimb, dacă faci economia să meargă, după aia pe economia care merge poți să faci anumite lucruri. Nu poți să le faci pe toate. Adică ai bani ori pentru spital, ori pentru, nu știu, pentru autostradă, ori pentru pușcării. Că am văzut că în România noi suntem pasionați de pușcării. Voi cu partidul ăsta, iată-mă că te întreb. Da. Ce puteți face ca să influențați decizia politică? Adică în afară că atrage atenția cum faci și pe Facebook, da? Vorbești acum, de exemplu, despre măsurile astea cu splitarea TVA. Care o prostie, da. Da. Și poți să sancționezi de acum încolo tot timpul aceste greșeli, aceste erori ale guvernărilor pot, care ar fi pot ea. Să, ce poți să vreau faci să, mai mult? Dacă nici în Parlament nu ai putere, nu ai ca să influențezi. A, deci sper că acest partid... Bineînțeles, în 2020 sper să aibă suficientă putere politică, parlamentară, la alegeri locale, ca să conteze. Și ca cineva care vine și spune, dom'le, de mâine, nu știu, triplăm taxele... Dar poate deveni așa să crească da. Ca făt frumos... Politica se face, după ce ești votat, se face prin alianțe. Există alianțe. Există alianțe și cele mai ciudate între alianțe. Important e scopul pentru care în politică, până la urmă, da, chiar te faci frate la un moment dat cu dracu dacă puntea pe care o faci o chestie bună. Deci vă puteți întâlni și cu
apropo de puntea pe care trebuie să o, sau dracul cu care trebuie să te faci frate, și cu partide, forțe de dreapta, tu nerevendicându-te ca ai de dreapta. Stai un pic, nu mă revendic, dar pe de altă parte, măsurile pe care le-am luat în economie au fost cele mai liberale, da. Și uneori, da, m-au susținut cei care zic că sunt de dreapta. Pe de altă parte, eu am văzut cele mai socialiste măsuri, așa, chiar latinoamericane, le-am văzut la niște parlamentari de la PNL. Povestea asta cu lupta cu bogații, cu băncile, cu nu știu ce, e tipic socialismului latinoamerican, adică, așa, venezuelan. Până și a spus că... Ați zis la un moment dat că sunt două bănci care fură, nu mai scria pe Facebook două bănci poate care nu fură. Adică bun, să fim serioși, vezi, aici da, avem o problemă. Să fim serioși pe de altă parte, să fii populist, antibănci și așa, dar bine dacă e socialist. Nu se pare că e da, bine dacă... să fii populist ca să fii antibănci. Da, da, Cristina, acuzuri au făcut băncile în România. De acord. Da, deci nu, eu am făcut multe emisiuni pe tema la asta guvernare, cu creditele în Franțelvețeni. Acolo a fost o pungă și e mare. Când ești la guvernare, ia măsuri. Înțelegând că nu poți să creezi o societate fără bănci. Clar. Cum nu poți să creezi o societate fără, acum, în România și în anul, fără firme multinaționale. Totuși toate locurile astea de muncă pe care, care ne-am bucurat toți că s-au creat și unde lucrează toți tinerii noștri, că nu votează ei PSD sau nu vin la vot, e treaba lor. Dom'le, lucrează la multinaționale. Dar nu pot fi de capul lor. Nici băncile și nici multinaționale. Nu, au rolul lor și... Să spui la televizor cum te lupți tu cu monștrii, după care când vin la tine în birou cu ambasadorul de mână să-ți faci poze, să le pui pe Facebook, recunoaște că e populism. Nu e, nu e o politică de stat. Doi, repet, când zici că ești la un partid de dreapta, liberal, și toată ziua faci legi împotriva profesiilor liberale, înseamnă că ești un simplu demagog, care puteai foarte bine să fii la Partidul Comunist Maoist. Nu. Deci nu e asta problema. La noi, populismul, demagogia, nu la noi. În general, funcționează. Până când ajungi la guvernare. Și când ajungi la guvernare, trebuie să o aplici. Vezi, am făcut politică pentru rating. E ca la televiziune. Dom'le, o aduc pe manelista nu știu care, spun, dau burtiere de alea cu a murit Trump, a leșinat... Asta e la România TV, televiziunea prietenului. Ai impresia, ai impresia că e doar la România TV? Acolo sunt titlurile alea de o șchioapă pe dinile. Nu, sunt peste tot. Și la televiziune și... Dar la toate televiziunile se practică acest populism ce vrei să faci. Rating, da. Da, problema ce vrei să faci, mai ales... Eu am trecut de perioada aia și sunt lucruri. Uite, o să spun o chestie și o să mă înjură 350.000 de oameni dacă m-au auzit. Sper că nu. Povestea că poți să-ți aduci mașini second hand în Germania fără nicio taxă e un populism sinistru. Nu se întâmplă în alte țări. Și anume, ne-am umplut de toate rablele, ne-am umplut pe străzi că n-am mai făcut un kilometru în plus, că mașinile alea trebuie să le parchez undeva, n-am făcut nicio parcare. Deci lumea întreabă, de ce e trafic în București? Păi pentru că n-am făcut niciun loc de parcare, n-am făcut nicio stradă în plus, dar ne-am mai adus 200.000 de mașini. Toată lumea vorbește, lumea pe care ne uităm, că dom'le, trebuie să faci trafic, transport în comun, modern, să... că poți să-mi iau o mașină cu 2.000 de euro, deci să merg cu metrou. Și ăla a fost un populism. Frumos. Repet, nu o să mă voteze aia care și-au adus rable din Germania.